Oana Zăvoranu are parte de o grămadă de fani și abia așteaptă o nouă ediție din emisiunea ei ținută pe YouTube. Aceasta a luat vedetele în vizor, astfel că spune părerea tare și răspicat despre orice persoană ce promovează anumite branduri pentru produsele gratuite pe care le primesc. De data aceasta a decis să vorbească despre fosta ei colegă Adela Popescu, dar și despre partenerul ei Radu Vulcan. Oana Zăvoranu și Adela Popescu au apărut în serialul Numai Iubirea și se pare că Oana nu a uitat tot ce s-a întâmplat pe atunci. Buroneta s-a enervat cumplit după ce și-a dat seama că Adela Popescu promovează diferite firme în mediul online, așa că le-a dezvăluit tuturor ce crede despre blondină, iar fanii au rămas șocați. Cu cine a atras atenția această familie, cum o cangeală grupa mare? Una bucată fostă colegă de-a mea din Numai Iubirea, sora mea care și-a luat mare chelfăneală. Și bine am făcut că am caftit-o pe persoană fizică, că ia uite ce face acum. Trebuia mai tare cafteala. Iar tot ce pune pe Instagram, pe Facebook, este mocangeală și reclamă de la A la Z, fără parteneriat plătit, e mocangeală pe față. Tupeul zbârnie pe tine, știi cum te-a șciufuli? Cum îți permiți să ai tupeul ăsta? Spune că simte și ea nevoia să răsplătească diverse firme care îi trimit una alta. Ești tupeistă rău de tot. Chelfăneală prima dată când te văd. Să vezi ce ți-o iei, a transmis Oana Zăvoranu.